Scopul vizitei Alteței sale regale, Principele Radu la Nucșoara, îl constituie susținerea inițiativei familiei Elisabetei Rizea de reparare și transformarea casei bătrânești într-un muzeu interactiv, un spațiu al memoriei românești. E curat și foarte frumos ținut. Și acolo de la ce e? Un cârlig legăna copiii când erau mici. Laiță. Ar trebui lăsat? Da, se punea și legăna. Mai avem pe undeva vreo laiță? Cred că vom putea găsi. Ar trebui lăsat acolo? Elisabeta Rizea, simbol al eroicei rezistențe a românului împotriva totalitarismului impus țării noastre după al doilea război mondial, a încetat din viață în anul 2003. Regele Mihai a vizitat-o la casa ei din Ucșoara, apoi a așezat-o la dreapta majestății sale, la dineul mileniului în capitală, la cumpăna dintre anii 1999 și 2000. Astăzi, Radu Duda a asigurat familia Elisabetei Rizea de tot sprijinul. O să-i ajutăm să răzbată cu asociația, fiindcă ea are și caracter de familie, dar are și un caracter civic, pentru că e o organizație care vorbește lumii despre valorile bunicii și străbunicilor. Sunt 6 generații, ați văzut, cei mai mititei sunt a 6-a generație, cei mai mulți n-au prins-o în viață și sentimentul acesta al continuității e foarte frumos. Familia Elisabetei Rizea a inițiat acest proiect, dar are nevoie de sprijin. Avem un proiect, să o salvăm. Este într-o stare destul avansată de degradare, dar sperăm cu ajutorul Casei Regale să o salvăm. Reprezentanții autorităților locale spun că au supus deja atenției Consiliului Local proiectul. Cu siguranță înseamnă promovare, vizibilitate maximă. Nu vă ascund faptul că în trecut Casa Regală a avut dintotdeauna o legătură bună cu Comuna Nucșoară de pe timpul regelui Carol. Elisabeta Rizea a fost nepoată unui fruntaș țărănist, Gheorghe Șuța, ucis de securitate în 1948. Soțul ei, Gheorghe, a făcut parte din organizația de partizani Haiducii Mușcelului. A fost arestată și a petrecut 12 ani în închisorile de la Pitești și Jilava. A fost torturată, dar n-a divulgat niciodată nimic. Elisabeta Rizea a murit în urmă cu 15 ani în octombrie 2003.